Hei, 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 dragilor, salutare și bun venit la un nou episod din Galactic Science. Tânân! Am venit aici la zona mea unde mai, uh, mai dau din când în când cu tine în copul. Nu mai am foarte mult moonrock și vreau să fac rost de moonrock, ca atare mă duc să fac rost de moonrock. Am zis să începem aici episodul ca să, să vă aduc aminte de unde mai fac eu rost din când în când, în afară de momentele când sap baza și crez încăperi prin baza mea. Uh, nu vreau neapărat să crez foarte multe încăperi prin bază, ca atare mai sap și aici. Hm. Și vedem cât săpăm. Nu, nu ne trebuie foarte mult, măcar 2-3 stecuri din fiecare, din uh, Mundrock și mundart Turf nu cred că o să am nevoie foarte mult. A, în... ah, e, uite cum se taie copacii acolo sus în zare. Dung, dung. Ok, hai să trec la muncă și după aia ne vedem în bază înapoi o mică tehnică de săpat pe lună. voiam să vă arăt puțin, să vedeți cum, cum exact fac asta. Dacă pe Minecraft-ul normal, în Overworld, ne lăsăm tot timpul câte un spațiu de 1 ca să putem să sărim. Aici putem să sărim 3. Și drept urmare, când săpăm în subteran, putem să ne lăsăm un spațiu de 3. Cum este aici? 1, 2, 3 și după aia, 1, 2, 3. Că de aici eu pot să ajung aici și pot ajunge și aici. Dacă sunt 4, uite cum e aici, așa, îl văd, îl văd, îmi văd pașii, dar nu pot, nu pot, cât pașii ajung acolo. Deci nu este chiar un full 4, îmi trebuie un 3 ca să ajung, dar în rest pot să sap așa. Și după aia, acum mi-am făcut acest kenar, ca să știu că aici e marginea unde vreau să ajung. Evident, pot să sap și mai mult, dar eu atât mi-am propus și după aia pot să sap câte 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 și tot așa, ca să fac cât mai mult mundroc din acesta pentru, pentru, a-l trece prin sită. Și săritura ursului din lună, ui, din lună pe lună. Nu iau niciun fel de fol de mici, asta îmi place cel mai mult, poți să sar cât vrei tu. Acum am săpat eu ceva aici, avem destule. Hai să vedem ce face fabrica noastră de lemn. Mm, nu prea mai face nimica, cumva. Ia să vedem. De ce? Că nu are topor. Bun, topor. Uite, aici avem unul pregătit. Ial. Super! Își face treaba... Am rezolvat-o și pe asta, hai să luăm totuși buștenii ăștia, merele, mulțumesc, puieții. Cum stăm cu puieții? Foarte bine, deci putem să creăm lemn, uh, nu lemn, pământ din ăsta așa drăguț. De voi nici nu știu dacă mai aș avea nevoie, fiindcă am o fabrică foarte bună. Ah, stai să săpăm de aici, să tăiem lemnul de jos de tot, fiindcă există acel uh, mini mod, în acest pachet îi zice 3 Capitators sau ceva de genul. Rade tot copacul, wow! Și? De ce nu frunze? De ce nu puieți deloc? Hmm. Vă ziceam în episodul anterior că s-a făcut un update. Cred că de la ultimul update nu mai este deloc ce era înainte acest joc. O să, o să văd dacă pot să dau upgrade-ul înapoi. Tu, de ce nu-mi dai puieți? A, ah, uite că-mi dă. Nu. Înseamnă că a fost doar o mică întâmplare că nu a vrut să-mi dea absolut deloc. A fost doar o mică întâmplare. Ok, deci nu mai sunt foarte supărat, doar faza cu lumina, cu gliciul ăla de lumină, cu lightning-ul este, este o mică problemă, dar aceea nu ne, nu ne afectează foarte tare. Hai să luăm și copăcelul ăsta. Așa. Trebuie să facem niște pământ, să mai facem multe grâne. Trebuie să mai fac niște upgrade-uri pentru fabrica de grână. Fabrica de grână, apropo că spuneți fabrica de grână, Claim? Ce? A, pe ăsta nu l-am luat? Hai că luăm acum. Asta e la de la trecută cu sorting barrel. Nu-l luasem. Ok, acum știm că există. Why do all the work? Unde timber? Așa. Old McDonald wooden planter. Dacă eu apăs U aici, deci pot să fac un stone planter. Așa, all the types of crops machine should be placed on block below the ground. Da, uite că zice și aici. Ok, am tăiat toți copacii. Pe ăștia, infestații, îi mai lăsăm. Nu avem niciun viermișor. A, știu unde cred că am eu niște viermișori. Că vorbam, da, trecută de viermișori. Tu cum stai aici? Ești ok? Tu ești plin, tu ești plin. Hai să punem și niște oxigen tu dăm o pasta. A, nu ne ajută oricum. Vino încoace. De asta o punem aici. Tu ești plin. Bun, mulțumesc. Și în curând o să pot să vin aici să umblu și la asta. A, tu de ce nu creezi energie? Tu ești plin, tu ești plin. Înseamnă că mai este de desubt un, un buffer care nu este încă plin. Probabil. Ok. Mergem mai departe. Aici ce facem? Aici vreau să creez niște stone normal. cu încoace. Și cred că ar trebui să ne facem un furnace automat. Cred că ar fi ideal asta. Ok. Hai să punem astea la locul lor. Tânc-tânc. Așa. Ce mai avem? Mai avem moon dirt. Moon dirt și un turf din o tungoace. Așa, în rest stăm bine. Aici sus de tot am pus niște treburi de care poate nu prea am nevoie. Sorting upgrade, sorting upgrade. Din astea am ceva. Am ceva pe aici. Nu, aici, în asta alta. Ia, tu ești acolo, tu ești... Bun, știam eu că mai am. Știam foarte bine că mai am. Încă nu știm cum să le folosim. Cum stați voi aici, v-ar mai trebui niște pământ, nu? V-ar bucura foarte tare niște pământ și niște upgrade-uri. Hmm. Hai să o luăm treptat. Treptat, treptat. Vreau să... Cred că vreau să fac în felul următor. Vreau patru cutii. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Și mai vreau... Deci, astea sunt patru cutii. 2, 3, 4. Asta sunt încă... Mai îmi trebuie niște lemne. Vreau să fac un cuptor automat. Să nu mai stau eu să mă, să, mă, să mă... strofoc, să ard totul. Să facă el totul. Cum stăm cu oxigenul? Foarte bine. încarcă și pe asta. Iar tu... Vino... Așa, și așa, și așa, așa, cumva? ne ar plăcea așa? Bun. Deci am zis că vreau cutiuțe. Și fier, cum stau cu fierul? Fier, am trei fier aici, vreau să iau fierul, alt fier nu mai am. Broken iron. Broken iron. Hmm. Știam eu că am niște pepite, dar astea erau de fier, nu erau de... Nu erau de aur. Cred că pot să le iau să le transform. Și să facem aici niște fier. Uite, șapte bucăți. Vino, nu, tu vii înapoi în cutiuța ta. Aici, le luăm și pe astea. Unde mi-este ciocanul? Ciocanul cred că este la intrare. Unde mi-am lăsat totul când m-am dus să sap ciocanul. Și ar mai trebui să mai fac încă un ciocan. Aici n-am deloc un crafting table. Hai să-mi fac un crafting table aici sus. Vup, așa. Bun, am recuperat astea. Facem un crafting table în acest colț. Și de să-mi fac și aceste 8 cutiuțe. A, ah, doar 6. Și cu voi, 8. Bun. Asta o dată. Un ciocan am zis. Mm, așa. niște, niște cobblestone aveam aici. Uite aici, două cobblestone. Asta le punem la rețetă. Așa, aici va fi rețeta. Tânc. Niște bețe. avem 8 bețe. Și în crafting table putem să facem acum un ciocan. Așa. După ce se consumă ăla, îl vom folosi pe ăsta. Aici nu mai produc acolo. Să nu -mi sară cumva în lavă. Mi-ar trebui și mie o găleată. Să scap de lava asta de aici odată. De fapt, știți ce? Am la lavă să-mi pun și în cap. Nu-mi trebuie găleata. Vino tu și tu. Mulțumesc, am luat nisipul. Vino încoace. Și pierdem, din păcate, această lavă, dar am foarte, foarte multă lavă la mine în bază. Deci nu mai îmi trebuie chiar atât de multă. Și acum pot lucra aici în liniște. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Așa, să le sparg pe pe toate. Și a, mi s-a spart ciocanul. Bun. Acum, dacă le combin pe astea. Am șase doar. Din șapte am făcut șase. A, mai era și asta. Păsta nu l-am făcut. De ce oare? A, așa. Veniți și voi. Unde sunteți? Pe toate? Le-am luat pe toate? Bun. A, așa da. Deci din șapte am făcut șapte plus încă o jumătate. Asta mă întrebam. Nu știam ce s-a întâmplat. Le spargem și pe astea alte șapte. Sunt șapte, bun. Și cu celelalte trei prafuri poate reuși să fac 8. Dacă aș reuși să fac 8, ar fi super, super, super. Și fac chiar 9, ceea ce e și mai bine. Acum, eu pe astea pot să le coc, dar nu vreau să le coc în, în instalația mea de aici. În acest cuptor vreau să fac două cuptoare facem ceva foarte drăguț dragilor unde am eu cobblestone dăm mi aici niște cobblestone mulțumesc vreau să fac două cuptoare 1 și 2 și mai am nevoie de mult fier am nevoie de foarte mult fier am 3 momentan o să folosesc doar 10 lingouri ce se întâmplă aici nimic din păcate încă nu funcționează acel mob killer Va trebui să-l mai gândesc eu puțin. Nu ne concentrăm aici foarte mult. Așa. Cum stăm cu fierul? Uite, am patru lingouri aici. Dacă am patru lingouri, cu încă trei fac 7, Mi-ar mai trebui încă... Hmm. Nu am chiar foarte destul. Nu am nici pe departe cât mi-ar plăcea să am. Bun. Tu te-ai dus acolo fierul. A, ah, nu-mi dă tot timpul fier, din păcate. Așa. Aici am patru lingouri. Și cu 3, 7. Deci trebuie să mai ard încă 3. Ok, nu-i problemă. Dăm un set. Le-am luat pe toate. Dacă fac așa. Ok, perfect tu faci fier, faci fier. Perfect. Dăm aici fier. Și trebuie să am 7. Așa și cu că 2 fac 10. Și după aia la următoarele 10 lingouri putem să upgradăm. Dar momentan dăm asta, de astea. nu trebuie niște hidrogen. Trebuie vreo 3 stecuri de hidrogen, vreau să-mi iau dincolo. cum fac? 1, 2, 3. 4, de ce nu? 4 stecuri de hidrogen. E foarte bine, și 4. Fiindcă le stochez aici sus, în uh, depozitul acesta. Aici va fi temporar. Momentan vreau așa. 1, 2, 3. Super! Cu astea fac 10. Și ziceam că la următoarele 10 ne vom upgrada puțin sistemul. Așa. Două cuptoare și. Restul este perfect. Așa, da, da, da. Bun. Am gândit-o bine. Acum mi-ar mai trebui niște relocatere. Dar momentan folosim ce avem. Momentan folosim ce avem. Hai să facem două pâlnii, două hopere. Tâcâ, tâcâ, tâc. Așa. Și restul facem după aia tu, unde ești aici? Aici vreau să fii tu. Tu dai mâncărică la... La acest furnace, aici mă scuzi, va trebui să vină un furnace. Punem un furnace aici. Asta nu-i furnace. cum să fac? A, ah, știu, 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 știu hidrogen, hidrogen, da, așa facem. Deci aici am zis că vine un furnace și legăm cu o țevușcă de asta și cu un upgrade din asta. Tada! Perfect! Acum, de desubt, de sub de vreau să vină o cutiuță din asta. Aici. Pam! Și în ea vine un hopper. Și vine un hopper aici deasupra și aici mai pun încă o cutiuță. Super! Așa, și aici la un moment dat mai vine încă o cutie și încă o cutie. Dar nu avem bani de încă două hopere și de încă niște țevi din astea. Momentan nu avem bani. La un moment dat o să avem. Bun, eu în cutia asta vreau să pun totul ce vreau să coc. Și prin hopperul acesta să ducem în acest furnace, el este copt și se duce în acest double chest. Ok, acum dacă pun cobblestone-ul, se duce în hopper, bun, nu intră aici încă că este ocupat, ok, și cred că am realizat ce avem nevoie. Hai să mai iau niște... Nu, cu asta, cu asta, cu asta, așa. Să mai iau niște cobblestone. Să mai punem cobblestone aici. Așa. Și încă un furnace care vine a... aici. Super. Și de data ce mai am încă două mai am încă 10 lingouri, pot să mai fac încă două hopere, pot să pun unul aici care să dea tot în cutie și se dublează, a, și îmi trebuie și țevuște de asta, evident, și din astea am trebuie chiar foarte multe. Sunt foarte, foarte scumpe. Cum stăm cu fierul? <gântuie> Mai trebuie. Când, cât exact... Ia, dacă apăs U direct, nu merge. Relocator. Cât exact ne costă asta? Relocator. Uite-l aici. Deci patru lingouri. Și patru sticlă. Sticla nu este mare... Mare pericol, dar... dar ne trebuie multe linguri. Bun. Bun, 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 bun. Super. Și acum coacem piatră. Perfect. Și piatra asta, putem, de exemplu, să o cernem prin sită. O ducem aici sus. Ce ne dă piatra? Ne dă... Nu ne dă foarte multe lucruri interesante. U. Pam. Și dacă dau pasta ok, nu, asta se face din ok, U mhm, uh -huh. uh -huh. chisel. nu chisel așa, nu asta ex hammer îmi dă șase șase pietricele mici bun, asta sita, îmi dă doar limestone și marble deci n-am realizat mare lucru însă dacă ne uităm aici și ne uităm la Decomposer, uite aici, ne dă fier. Și fier există 20% șansă să primim fier decât 10% șansă. Deci ca atare îl punem pe ăsta direct în Decomposer. Hai, jos. Punem pe ăsta direct în Decomposer. Și am putea să schimbăm berelul ăsta să vină de aici piatră Direct într-un barrel care primește doar piatră, și din piatră să se ducă în Decomposer. Momentan, fă tu asta. Așa, ce facem aici? Toate bune? Uite, zinc! Ne trebuie un butoiaș de zinc. Nu avem butoiaș de zinc și pe ăsta l-am făcut sorting barrel, încă nu știm exact ce se întâmplă cu el. Ne ar trebui un butoiaș de zinc, fiindcă nu avem deloc zinc. Bun! Așa, Acum, hai să vedem ce ne mai zice noua carticica. În primul rând, a, trebuie să mai mănânc ceva. A, așa, am mâncat. Avem mere. Merele, momentan, sunt singura noastră sursă de mâncare în afară de aceste grâne. Deci, drept urmare, a, ziceam că ne mai facem niște pământ. Drept urmare, trebuie să mărim producția de grâne. Pământul facem de aici, bun, cu tine. Vrum. Perfect. Și aici. Super. Și aici. Perfect. Și aici. Și mi-ajunge și pentru aici. Mai bine de -atâta, nici nu speram să se întâmple. Deci aceste două cutiuțe mi le pregătesc pe jos pentru următorul, următorii 10 fier, următoarele 10 lingouri de fier. Uitați la Gliciul de lightning, de lumină, mă referam mai devreme. A, ah, și se întâmplă și la cutiile astea. Ia. Pam. Nu, la alea nu se întâmplă. Doar la astea două. Nu înțeleg de ce. Ok. eu tu aici. Așa. Pasta am făcut-o, pasta am făcut-o. Aici se produce foarte bine stone. Hai să-l punem aici. Tic. Bun. Nu. Așa. Cum stăm? Zinc. Zinc. Avem deja trei unități de zinc. Hmm. Hai să vedem ce face mai întâi cartea. Să vedem ce mai zice cartea. Dar până la carte vreau să verific puțin să vedem cum stăm cu timpul, dragilor. Două secunde. Cu timpul stăm ok. Cu timpul stăm foarte bine. Mai avem vreo 5-6 minute lejer. Hai să vedem aici. M-am uitat puțin prin uh, misiuni. Vreau să văd unde mai voiam eu să văd. Asta au fost la Storage Solution, nu? Ia, încă o dată. Da, asta au fost la Storage Solution. Îl făcusem pe... Nu mai știu pe care îl făcusem. A, nu de aici, de la... De la... Why do all the work? Da, cred că, cred că de aici a făcut noi ceva. Cred că vreau să mă uit puțin la... I was bad at math. Fiindcă aici avem multe chimicale. Și putem să ne jucăm foarte ușor cu ele. Instrumentele din anii 80 ne-a dat sintetizatorul. Da? Și am primit toate astea bune. Acum, asta se bifurcă și uh, Breaking Bad, emisiunea, trebuie să fac niște metamfetamine. Nu înțeleg de ce mă cere să fac așa ceva, dar îmi dă de ales între niște calciun carbonat și niște gold. Și îmi dă oricum fier. Și mie fierul îmi place foarte mult. Dar metamfetamina asta este făcută din... Nu, invers metamfetamină. Așa. Asta. Tu. U. Ești făcută din. Aici. Deci carbon am, hidrogen am, nitrogen. Nitrogenul tu ești făcut din. Nitrogenul e făcut din. Asta n-am, n-am, n-am. Ok. Ce se descompune în nitrogen? Nitrat. Ok. Amonia. Asta cred că e amoniac. Nitrogen, nitrogen. Ce știu eu din viața reală? Amonium. Ce știu eu din viața reală despre nitrogen? Uh! Ok. Pene. N-am pene. <laughs> nu știu de unde pene. Uh, Să dau apă. Nitro, Potasium, nitrogen. O să îmi dă 6 nitrogen. Am o săgeată la mine. Am primit-o de la un schelet. Am o săgeată. Hai să luăm o săgeată. A, ne dă, ne dă fiindcă este făcută din, din pană. Ok, și pe nu am. Înapoi. U. U, nu. A, așa. Și tu, U. Nu este un lucru foarte aici, da? Bun. Nitrogen. Restul le am. Carbonul am, îl vedem aici, și oxigenul am, îl vedem aici printre barele astea. Dar cum îl fac pe nitrogen? Nitrogen. Nu, de aici trebuie să schimb. Așa, pene, săgeți. Ce sunt astea toate? Ce sunt astea toate? Nu înțeleg. Din... Uite, glutamite. Glutamine. Glutamine. Din ce ești tu făcut glutamine? glutamine. U. Ești făcut din... Asta. Hmm. Da, trebuie să... Trebuie cercetat din ce se face nitrogenul ăla. Nitrogen? Încă o dată. Chiar nitrogen îmi trebuie... Da, nitrogen. Hmm. Cred că din praf de pușcă de la un creeper, poate... <laughs> Există așa ceva? Există șansele astea? Să mă pe afară să fac rost de praf de pușcă. Uite, avem asta. Stringu de oare. Să iau eu un ăsta. Facem niște nitrogen din asta. Uh -huh. Mhm. trebuie microscopul ăla, să-l am tot timpul cu mine. Cred că ar fi o idee foarte bună. Așa. Așa. Hai să le vedem pe astea sub microscop. Pe aici. Pe aici e microscopul. Luăm o mână goală. Pam. Tu. Dacă te pun sub microscop, uite, nitrogenul. Șase bucăți. Tu. Nitrogen. Este. Vedem că este C3H7NO3. Uite, încă un nitrogen. Încă un nitrogen. Super. Deci, facem așa. De asta. Mă duc să fac rost de de niște string. Nu prea mai am copaci pentru string. Este un destul de scumpă și asta. Tu ești făcut, tu nu ai nitrogen în tine, cu siguranță. Ia, și tu, și tu, de mine pe astea toate. Să consumi eu oare tot stringul pe asta? Uite, mai am și 11 aici. Dăm merele astea, în primul rând. Merele nu le punem, fiindcă e sursa noastră de mâncare. Hai să vedem lemnul acesta. Ok, celuloză și celuloză. Îmi dă două celuloze. Bun. Tu îmi dai... Hai, vină cu a. Îmi dă 8 celuloză. Logic. Destul de logic. Ok, 800 de energie, 200 de energie celuloză. Am eu undeva celuloză? Te duci undeva? Celuloza se duce undeva? Nu se duce. Așa. Tu, nitrogenul. Nu te duci. Dar dacă te sparg, rămâne un singur nitrogen. Din serine, glicine și alanine. Hmm. Oh, multă chimie, multă chimie, dragilor. Vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare. Uh, cred că am ajuns la cele 5-6 minute de care tot ziceam. Mă voi mai gândi, mă voi mai gândi, vom face cumva să să facem roșii de acel nitrogen. Să ne facem misiunea noastră cu metamfetamina, cu aceasta. Trebuie să facem noi cumva rost de el și cred că va fi un lucru bun. Cred că vom face o treabă bună. După asta avem multe alte chestii. Mai avem și alte misiuni laterale, dar le vom vedea într-unul din următoarele episoade. Numai bine vă urez! Pa, pa!